Preasfințitul Petru Gherghel al diecezei de Iași a fost primit recent în audiențe la Sfântul Părinte Papa Francisc, împreună cu participanții la 20-a adunare plenară a Consiliului Pontifical pentru Pastorala Migranților și Itineranților. Lucrările plenarei s-au încheiat vineri la Roma pe tema Solicitudinea pastorală a Bisericii în contextul migrațiilor forțate. Preasfințite, vă mulțumesc pentru disponibilitatea cu care ați răspuns la solicitarea redacției noastre și aș dori să vă întreb încă de la început. L-ați întâlnit recent pentru prima dată, personal, pe Sfântul Părinte Papa Francisc. Cu ce impresie ați rămas și cu ce impresie vă întoarceți acasă după această întâlnire? Trebuie să subliniez că atunci când m-am decis să vin la Roma, deși mă simțeam cu sănătate într-o situație deosebită, a fost tocmai faptul ca să-l întâlnesc pe Sfântul Părinte Papa Francisc, pentru că l-am urmărit în această perioadă de la alegerea sa și sigur că am fost captivați, câștigați de felul în care el și-a început mandatul primit prin voința lui Hristos, în alegerea cardinalilor, el s-a oferit cu adevărat să îi slujească pe oameni și mai ales să pună accent pe rugăciune. Și am putut constata cu adevărat în această perioadă, acesta este proiectul său, aproape de oameni, în comuniune cu ei, în rugăciune. Și acest gând a fost cel care m-a îndemnat să fac efort să vin la Roma pentru a participa la acest moment pe care l-a stabilit Consiliul Pontifical pentru Pastorala Migranților. Tocmai în această privință doream să vă întreb, Sfântul Părinte, primind în audiență membrii adunării plenare a Consiliului Pontifical pentru Pastorația Migranților, a subliniat că traficul de ființe umane pentru societățile care se consideră civilizate reprezintă o adevărată rușine. Sunteți responsabilul cu pastorația migranților în Conferința Episcopilor din România. În acești ultimi ani, ce dificultăți și ce speranțe s-au ivit? Sigur că este o muncă cu totul nouă pentru noi, cei din țările de curând eliberate, această grijă față de cei plecați în emigrație. Este cu adevărat un fenomen în care noi am intrat odată cu anul 1989. Foarte mulți dintre credincioșii noștri din întreaga țară, sigur, din dieceza noastră, au ales drumul migrației, a emigrației. Și sigur că acest fapt ne-a pus să ne întrebăm ce putem face pentru ei. Ori de câte ori venim la astfel de întâlniri, la Consiliul Pontifical pentru Pastorala Migranților, descoperim că sunt o mulțime de lucruri de făcut pentru această populație care s-a dislocat din diferite motive. De data aceasta am înțeles că motivele pentru care ei au ales acest drum, de fapt, sunt cele care i-au obligat și sunt obligați, forțați la o asemenea alegere. Noi învățăm de la cei care vin la o asemenea întâlnire cum trebuie să ne comportăm și ce trebuie să facem pentru ei. Îi însoțim, e adevărat, cu preoții noștri, îi însoțim cu grija noastră, încercăm să-i pregătim, dar știm că sunt o mulțime de lucruri care ar trebui încă făcute. Ceea ce ne-a surprins, de fapt, de data aceasta, a fost că, pe lângă grija episcopilor, a celorlalți experți, specialiști, consilieri, a venit și grija papei. Grija papei care, cu adevărat, ne-a cucerit prin felul său de a aborda problema, arătându-ne cât este de necesar ca să ne apropiem de acești oameni care trec printr-o suferință particulară, vorbindu-ne cu adevărat că Dumnezeu este bun și noi trebuie să fim buni față de ei, trebuie să-i primim sau să-i însoțim, cum gestul Sfântului Părinte de a ne primi. Faptul că el a scos în evidență o grijă deosebită ce trebuie să aibă biserica, ne-a făcut să fim mai entuziaști în munca noastră de însoțire a credincioșilor noștri, de a ajuta să treacă prin greutățile pe care le întâmpină atunci când ei
intră într-o asemenea situație de emigrați. Unii, sigur, au ales, dar cei mai mulți sunt forțați din cauza lipsurilor în care trăiesc, în cauza situației familiale pe care o au și de aceea, sigur, grija noastră trebuie să fie deosebită pentru ei. Am scos în evidență și noi faptul că am simțit cum biserica, acolo unde ajung credincioșii noștri, se deschide pentru a-i primi, pentru a-i însoți, pentru a-i ajuta. Am cerut ca să le fie respectate acele dorințe, acele tradiții, ca într-adevăr ei să se simtă fericiți în biserică, oriunde sunt acasă. Și sigur că aceasta este, de fapt, preocuparea noastră cu care ne întoarcem înapoi în România, într-o muncă nouă care ne solicită să ne exprimăm cu adevărat bucuria noastră de a-i sluji pe oameni. Aș pune o întrebare mai puțin obișnuită. Sfântul Părinte Papa Benedict al XVI-lea, în mesajul pentru ultima zi internațională a migrantului, care s-a marcat în ianuarie, îndemna acolo guvernele să apere dreptul cetățenilor la libera circulație în anumite spații, inclusiv în domeniul economic, pe piața muncii, dar și de a face tot ce este posibil pentru ca omul să aibă și dreptul de a rămâne acasă, dreptul de a crește acolo unde s-a născut, dreptul de a se maturiza alături de propria familie. V-aș pune o întrebare care cu siguranță este incomodă. În ce măsură în ultimii 20 de ani la noi s-a pus problema acestui drept neobișnuit, a dreptului de a rămâne acasă, de a nu emigra? De la început noi am avut această preocupare și am insistat deosebit de mult ca toți credincioșii noștri să rămână acasă. Am încercat să explicăm celor care veneau la noi ca să-i ajutăm să emigreze, că de fapt nu acesta trebuie să fie gândul prim, ci trebuie să ne străduim aici la noi să creăm condiții pentru a putea duce o viață normală. Sigur că oamenii ascultau, dar fiindcă situațiile erau așa cum erau ei și luau hotărârile care le credeau. Noi insistăm foarte mult ca autoritățile și acest lucru de fapt trebuie să o facă, fără ca noi să insistăm, să le creeze credincioșilor noștri, cetățenilor noștri, celor care au crescut în România, trăiesc în România, să se simtă bine acasă, să aibă toate posibilitățile. Noi știm că este o perioadă de trecere, o perioadă grea, dar cred că trebuie să se facă mai mult din partea autorităților noastre. Am apreciat atunci când s-a scos în evidență faptul că românii trebuie să simtă acasă, să se întoarcă acasă. Am văzut când au încercat să-i ajute pe cetățeni să se întoarcă, lumea s-a bucurat pentru că pot să-și regăsească locul de unde au plecat. Situațiile grele care sunt crizele din Europa, de fapt ne ajută în acest domeniu ca oamenii noștri, cu toate dificultățile care le au acasă, să se întoarcă și să-și continue menirea lor acolo. Au o vocație, pe acest pământ s-au născut, acolo trebuie să se simtă bine și acolo se pot dezvolta cu adevărat. Ne bucurăm când sunt ajutați pe un asemenea drum, ca să se pregătească și mai mult, să facă o experiență și să se întoarcă acasă cetățenii noștri, credincioșii noștri, la familiile lor. Problema principală este pentru noi familia. De aceea am și insistat ca în ultimii ani familia să fie pentru noi punctul principal în problemele pastorale pe care le avem. Și sigur că toată grija noastră este ca această familie să rămână fidelă, fidelă tradiției pe care au avut-o și să continue mai departe această menire de a face ca să crească în lume fii ai poporului român, ai Moldovei, ai diecezei de Iași, ai bisericii noastre locale.
Preasfințite, vă mulțumesc de numele ascultătorilor programului român Radio Vatican pentru această disponibilitate și vă promitem că vom încerca și noi să păstrăm vie această atenție atât cât ne este posibil prin mijloacele noastre specifice. Laudetur Iesus Christus. In eternum. Amen. Tuturora bucurie prin Radio Vatican.